14, pagina Biblie 1005, de la versetul 22 la 34. Îngrijorările. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră. N-au nici cămară, nici grâna. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc vinii. Ei nu dorm, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin necredincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri, da, neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de El. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de unci care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Amin. Mă bucur după masa aceasta, în primul rând, că sunt în Biserica lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, vă spun de inima și de suflet, mă bucur că-l văd pe Ilie, că chiar nu l-am văzut de mult și m-am întâlnit de mult cu el. Și mi-a spus că următoarele două luni face ceva curs și ne întâlnim fiecare duminică. Și eu mă bucur de lucrul ăsta și Domnul să-l binecuvânteze. Vă spun sincer că nu a fost dor de el, pentru că așa a fost serviciul și natura pe care am avut-o. Doresc, mă bucur de tot. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă ar fi să predic asta, nu predic, dar câteva îndemnuri, ar fi să intitulez când natura și păsările râd de noi. Eu nu știu dacă râd corbii ce spune aici, sau păsările, nu știu dacă râd. Nu i-am văzut râzând niciodată. Dar aici Domnul Iisus Hristos spune despre îngrijorările acestea, că cum Dumnezeu îi îmbracă pe ei, de ce noi trebuie să ne îngrijorăm atâta? Și lumea aceasta care ne înconjoară este plină, plină numai de îngrijorări. Plină de îngrijorări. Cu cât stai de vorbă, cu diferite grupuri de oameni, stai, dacă intri într-o discuție cu ei, imediat să ajungi la îngrijorare. Mă, ce fac, cum fac, am probleme, am cu tare, am și nu știu cum o să ies. Fără să știe că soluția este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Acum eu vă întreb, nu-i bine să ne îngrijim de copiii noștri, de familia noastră, cămări la școală, de hrană, de îmbrăcăminte, nu-i bine și ne îngrijim? Eu zic, ba da, dar nu-i bine să ne îngrijorăm, spune Scriptura, între a ne îngriji și a ne îngrijora e mare diferență. Biblia nu spune, cuvântul lui Dumnezeu, că îngrijorarea este un păcat, dar duce la păcat. Duce la păcat, uitați-vă oamenii care se îngrijorează. Cei mai mulți unde duc? Și ce fac? Și ce opțiuni are în viață? O opțiune ar avea în viață? Să-L caute și să alerge la Dumnezeu. Dar câți în îngrijorarea lor alege alte lucruri nesăbuite care le fac până unii până ce aș lua viața? În îngrijorarea care a venit-o peste ei. Și Domnul să ne binecuvinteze să fim de aceia care... N-a spus oameni care când încerce să se îngrijoreze, dar și eu. Și în viața fiecare nu mai se poate ruga. Nu mai ai chef de citit în Biblie. Bă, frate, nu mai citești în Biblie, că eu vorbesc din experiența mea. Când ești îngrijorat și te îngrijorezi, eu am spus, e bună să te îngrijești. Și ala care nu se îngrijește, spune Scriptura, că care nu se îngrijește de cei din casa lui, vai și mar de el. Ăla nu-i. În primul rând nu-i om. Apoi pocăiți și nu mai vorbim. Dar să te îngrijorezi. Să te îngrijorezi e diferență. E diferență mare.
Hai să vedem câteva motive de îngrijorare. Primul lucru e necredința. Păi ăștia care se îngrijorează și ajung la anumite lucruri nesăbuite care le fac, ăștia nu au credință, frate. Ăștia nu au credință în Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de poporul Israel după ce au ieșit din Egipt. Nu știu câți ori au ieșit. La un moment dat au văzut semne și minuni. Și 2 milioane de oameni în pustie au zis, bă, dați-ne de băut. Că nu mai avem apă, nu mai avem carne. Ce bună era mâncare în Egipt, că ne vine și merem înapoi acolo. O necredință. Deși Dumnezeu spune în Scriptura, la cât era acolo, dacă s-a făcut un calcul, zice că tone. Tone zilnic de mană, că de pământ și binecuvântat și hrănea poporului Dumnezeu. Tone! Și ei tot îngrijorați au fost. Mă, ce-o mâncați? Ce-o faci? Nu mai avem apă. Când au fost în fața Mării Roșii. Dar cele 12 iscodii, cum au fost când au născut în Canaan? Cum au fost aia? Păi 10 au fost necredincioși, dar pe 2 nu au crezut în puterea lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu cu adevărat le poate da țara promisă. 2 au crezut, dar 10 nu au crezut. Au îngrijorat, pe când au văzut oamenii ieri, i s-au uitat la oamenii ca la stâlpii de telegraf. O să știa să spună de mare și ne ridică, Domnule. Ne prăpădea și ne omoară. Necredință, îngrijorare, imediat. Necredință în puterea lui Dumnezeu. Necredință în Dumnezeul ăla pe care l-a văzut făcându-le făcând minuni în mijlocul lor. Și dându-le de mâncare, și hrănindu-i, și încălțându-i, și n-au avut dus lipsă de nimic, absolut. Și totuși, necredincioși. Scriptura spune că atâta credință, dacă am avea cât un grăunchi de muștar. Cât un grăunchi de muștar. Eu nu știu, eu n-am văzut, sincer să fiu, poate că t-aș dat în muștar, am văzut tare grăunchi, că nu a fost, cumva, măcina. Nu știu cât de mic e, dar spune că e tare mic. Măcar atâta credință, dar am avea. Și am putea să facem lucruri mari. Și dacă atâta credință am avea, n-am rămâne în necredință. Am avea credință și Dumnezeu ne-ar binecuvânta extraordinar. Altul lucru, necunoștință. Bă, frate, că am ajuns noi să nu-L cunoștem pe Dumnezeul și nu zic Dumnezeul tău. Zic Dumnezeul meu. Am ajuns să nu-L cunosc și să nu-I cunosc puterea. Am ajuns să nu-L cunosc și să nu-I cunosc puterea. Și ajung să mă îngrijorez. Dacă eu știu, mai poate Domnul, nu mai poate. Și cine știe, mai face, nu mai face. Indiferent cu ce problemă, indiferent prin ce situație, Dumnezeu să știe că ține făgăduințele Lui, slăvit să fie numele Domnului. David era un copilaș, un copilaș era. Și când o văd la Golia și l-a văzut pe ăla, cum spunea că un stâlp de telegraf, ce-o zis? Păi eu vin înainte, tu vii cu suliță, cu tot felul de minuni, cu sabie, vii la mine, dar eu vin în numele Dumnezeului lui Israel. Cum o știu un copil ăla? De puterea lui Dumnezeu și ce Dumnezeu are. Păi eu știu că când a fost la voi, zice că când vinea ursul și lupul și a dat și oile și leu, îl prindea de falcă și îl termina cu ajutorul Domnului. Dar zice, eu vin în numele Domnului, Dumnezeului Israel, în numele Domnului oștirilor. Slăvit să fie Domnul. Eu nu sunt îngrijorat când l-am văzut pe Golia. Acolo Tita Maia, o armată, cu un plus și iesul. Cât e frunză și iarbă. Toți tremurau acolo. Când îl vedea pe ăla că vinea un singur om, cum a fost ăsta în Franța? 1:84. Eu mă urât, nu? 84. Un singur om. Când a venit ăla, Golia ăștia toți tremurau. Niciunul nu a avut să margă numele Domnului și să se rupte cu el. O armată întreagă, măcar dacă merea atât armată, nu dă unul singur. Și David a făcut lucrul ăsta. Pentru că nu s-a îngrijorat. Știa puterea lui Dumnezeu și își cunoștea ce Dumnezeu are. Slăvit să fie Domnul. Și Domnul să ne ajute să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu ăsta nostru. Și să-I cunoaștem și puterea. Sunt mulți care zice, bă, sunt îngrijorat, că putar, mi-s bolnav sau ceva. Dacă Dumnezeu vrea să-mi lese țăpușul, mi-l lasă și dacă mă rog zi și noapte. Că la Pavel mi-a spus odată, mă, nu ți-l iau. S-ar putea și eu să mă mândrez. Dumnezeu știe ce aș face, îmi va fi așa țanțoș. Și Dumnezeu ne mai lasă câte un țăpuș. Dar când Dumnezeu vrea să facă o minune cu tine, o face, slăvit să fie Domnul, dar să ai credință. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pe urmă spune că nu cunoaștem cuvântul lui Israel. Cuvântul lui Dumnezeu. Care spune în 1 Petru
că noi suntem păziți, că 1 Petru, capitolul 1, versetul 5, noi suntem păziți prin credință, prin puterea lui Dumnezeu. Mă, fraților, noi avem un Dumnezeu care ne păzește zi și noapte. Și spune că Dumnezeul lui Israel nu dormitează. Nu dormitează. Vă aduceți aminte că am mai spus parcă duminica trecută sau când o mers poporul Israel în Egipt, prin pustiu. Cum i-o văzut, spune acolo? Ca bă, lumina ochilor din cap. Așa i-o păzit Dumnezeu. Și nu ori pățit nimic. Nu ori pățit nimic. Pentru că Dumnezeu are putere să facă lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Și Domnul Iisus Hristos zice, mă, din mâna mea nu vă poate smulge nimeni. De ce și ne îngrijorăm? Dacă Domnul Iisus Hristos, în care ne-am pus toată nădejdea și am încheiat un legământ cu El, spune că din mâna mea nu vă poate smulge nimeni. Adică mâna Domnului e mâna Tatălui și noi suntem acolo și nu ne poate smulge nimeni. De ce ne îngrijorăm atâta de mult? Domnul să facă să credem lucrul acesta, să ne să fie în numele Domnului. Amin. Pentru că El poate să ne călăuzească. Pe urmă, un alt lucru îngrijorat e lipsa de părtășie cu Dumnezeu. Când nu mai ai părtășie cu Dumnezeu, nu mai vezi pe Dumnezeu pe lângă tine. Și atunci, orice lucru ce îți apare, vezi primejdie în viața ta. Vezi primejdie în viața ta. Vezi nenorocire. Vezi că ți se duce toate. Pentru că nu mai ai părtășie cu Dumnezeu. Eu am observat în viața mea de 23 de ani, sau 24, cât am acum la pocăință, că dacă o lună, a fost perioada când m-am supărat și eu, poate, știu eu, de nu știu ce, și o lună nu m-am dus la biserică. Știți cât de greu a fost să mă pornesc, să încep să mă rog. Hai că știm noi când ne rugăm acasă. Hai, fraților, că fiecare ne știm pe noi. Alții lucrează și știm cât ne rugăm. Eu când am văzut din ăștia că se roagă cu orele, eu cred că sunt oameni care se roagă cu orele. Dar ăia nu spun. Ăia nu spun. Ăia nu spun. Ăia cu adevărat se roagă. Și în momentul când nu mai ai părtășie cu Dumnezeu, vezi, nu mai primejdie. Și ce spune David în Psalmul 16, de la versetul 8 la 9? Un lucru extraordinar. Zice, am neurmat pe Domnul la dreapta mea. Și eu nu mă clatin slăvit să fie Domnul. Auziți? Îl are totdeauna pe Domnul la dreapta lui. Și el nu se clatină, nu se îngrijorează de nimic absolut. Îl știe pe Dumnezeu că e cu el în orice problemă, în orice situație. Fraților, dacă eu mă încred în Dumnezeu, am părtășie cu Dumnezeu, atât cât mă rog, cred în Dumnezeu, nu mă îngrijorez. Nu mă îngrijorez de lucrurile care vin și care ar putea să vină asupra mea. Mi-aduc aminte de Noe când a făcut corabia. Știți de ce i-a spus Dumnezeu să facă o fereastră sus? Să se uite tot timpul la Dumnezeu. Și nu lateral. Și ușa s-a închis pe din afară. Și cheia a fost la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Să nu poată să iasă afară și să se uite la varul. Vă dați seama când a crescut apa și tot a crescut și a ajuns la 5.348 de metri pe vârful în munții Ararat. Pe vârful muntelui. Când a ajuns acolo, vă dați seama ce valul a putut fi când a crescut apa. Să nu se uite. Să se uite numai sus la Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Noi tot timpul acolo trebuie să ne uităm. La Dumnezeu. Pentru că El poate să ne izbăvească, slăvit să-i fie numele Lui. Al doilea lucru. Nu, de ce nu trebuie să ne îngrijorăm? Pentru că avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. O spus că El, cu niciun chip, n-am să vă las. Eu am să vă port poverile voastre. Slăvit să fie numele Lui. El ne poartă acele poveri care nu le putem noi duce. Nu le-am putea duce zilnic. Sunt lucruri pe care dacă le-am vedea cu ochii aceștia, ce nenorociri poate ar putea veni asupra vieții noastre, dar nu îngăduie Dumnezeu, ne-am înspăimântat și poate atunci ne-am îngrijorat. Dar spune că în Psalm, nu rețin unde, Dumnezeu poartă poverile noastre în fiecare zi. Acele poveri pe care îți păstă puterile noastre, care pur și simplu noi nu le-am putea duce. Slăviți și binecuvântat să fie numele Lui. Și în altă ordine de idei,
spune în Filipeni, în capitolul 4, și ăsta chiar vreau să-l citesc ca să vedeți, capitolul 4, cu versetul 6. Nu vă îngrijorați de unele lucruri. De nimic! Auziți ce spune Domnul? În cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, fie că-i boală, fie că-i serviciu, fie că e o situație familială, o situație a bisericii, o situație a orașului, a țării, a orice lucru, indiferent de acea natură ea. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Slăviți să fie numele Domnului. Auzi? Să nu ne îngrijorăm de nimic, de chiar de nimic. Eu când îți spun de nimic, e mierzător cu 10 euro, să zic așa, cât frate înseamnă? Dacă ar zice că dăm 5, înseamnă că, dacă spun nimic, ți-am uitat atât datorie. Nimic! Zero! Adică cu orice lucru să venim înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Slăviți să fie numele Lui, cu mulțumire. O să nu ne îngrijorăm de nimic, mă, frate. Și văd câteodată lucrul ăsta și în viața mea. Nu că vorbesc acum că alții vezi, Doamne, se îngrijorează și eu nu mă... Așa suntem noi natura asta, dar Dumnezeu ne învață în direcția asta. Și ne dă exemplu cu păsările, cu porbii, cu natura aceasta pe care îmbracă Dumnezeu și zice, auzi, și dacă ține o noapte? Și dimineața, iară, și seara, iară se ofilește. Și totuși Dumnezeu îmbracă natura asta și noi ne minunăm de ea. Și Dumnezeu vrea și ne învețe că natura și animalele și păsările, dar nu. Ei nu se îngrijorează. Ei nu se îngrijorează. Știe că mâine Dumnezeu le poartă de grijă aia. Nu mai trebuie să ne îngrijorăm pentru că știți, pentru a mă îngrijora că îl necesitesc pe Dumnezeu. Adică dacă eu am încheiat legământ cu un Dumnezeu care îmi poartă de grijă și în care cred că mă poate nu m-a purtat de grijă, dar mă poate și mântui. Eu îl necesitesc în lucrul ăsta. Adică îi pur și simplu îi scad în puterea Lui. Adică El nu poate. El poate să facă anumite lucruri, dar să-mi rezolve problemele mele și situațiile mele nu poate. Asta mă pune pe mine pe gânduri. Îl necinstesc. Credeți-mă, prin atitudinea mea de a mă îngrijora în viața aceasta, îl necinstesc pe Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu a spus că mă, haine și mâncare, știu că vă trebuie. Că Doamne știe că nu trăim Dumnezeu cu aer, nu? Și ni le dă. Și ni le dă zilnic. Apă, trebuie să muncim. Trebuie să muncim. Asta a spus-o tot Dumnezeu. Dar câtă lume nu muncește? Și se îngrijorează. Câtă lume? Binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Știți de ce El nu-i place la Dumnezeu și ne îngrijorăm? Acum, sora Simona are copil mic. Acum, dacă i-ar da la copilaș să mănânce, l-ar culca, l-ar schimba, l-ar lua în brață și tot ar plânge, i-ar conveni și ar... De multe ori avem expresia asta, băi copile, ți-am făcut tot. Ce vrei, mă? De ce te plângi? No, așa-i Dumnezeu. Ne-o pus tot. Ne păzește prin puterea Lui. Ne fac... Cum să... Și noi te ne îngrijorăm. Cam așa e. Cam așa e situația asta. Și Domnul să ne ajute să ne încredem cu adevărat în Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că cei din jur, adică nu-i de mirare că dacă noi, pocăiță, ne îngrijorăm. O să zic că ăștia de voi săraci, uite-te pe pocăiță ăștia, bă, la biserică, să roagă lui Dumnezeu, vinerea, duminică, dimineața, după masă. Și ăștia săraci, cum vin eu în rogini să îngrijorați? Păi noi? Noi trebuie să fim o priveliște, spuneți cuvântul lui Dumnezeu. O priveliște fie pentru cei din jur. Să vadă cu adevărat, bă, ăștia un Dumnezeu, ăștia tot timpul, spune aici Scriptura mai departe, în Filipeni, bucurați-vă și iară zic, bucurați-vă în Domnul. Ăștia tot timpul sunt veseli. Mai vine o nenorocire, vine o necas, trece, ăștia tot știe să cânte. Ăștia și când trece până valea plângele, iasă, ăștia în continuu numai laudă pe Dumnezeu. Ăștia tot se bucură, ăștia nu se îngrijorează de nimic. Păi când s-a uitat la Ștefan și a văzut fața lui ca o față de ce s-a îngrijorat el că vine de cu pietre? O zis că Domnul Iisus Hristos. Nu le înțeleg, înseamnă păcat. Binecuvântat și slăvit să fie Domnul. Alt lucru și cu ăsta închei. Cum putem scăpa de îngrijorare? De îngrijorare putem scăpa prin alegerea noastră, fraților. Adică trebuie să alegem ce e mai important. Și Domnul Iisus Hristos ne-a învățat aici. Și ne învață și pe mine și pe voi și pe tăți. Ce și alegem mai important?
Păi prima dată spiritual, adică împărăția lui Dumnezeu. Și pe urmă material. Pe urmă material. Așa a spus Domnul. Prima dată căutați împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, vi se vor da și cele mai multe. Prima dată spiritualul și pe urmă materialul binecuvântat. Zicea cineva, bă, când cauți materialul, cauți copacul. Așa este. Adică prima dată împărăția lui Dumnezeu, prima dată mântuirea sufletului. Și după aia materialul binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Și pe urmă am mai scris eu ce mi-am notat eu, să-mi aranjez timpul. Să-mi aranjez eu timpul. Timpul meu depinde de cum eu, să știți cum îl aranjăm noi, cum îl socotim noi. O, de câte ori, acum hai să recunoaștem și eu, în primul rând, de dreptul meu. De câte ori puteam să mă duc la adunare sau la părtășie și vinerea când e rugăciunea, că acum avem vinerea rugăciunii, și m-am dus că nu mi-am aranjat timpul. Nu, dar una se poate, nu vreau să spun lucrul ăsta. Dar a fost când, și din cauza timpului meu. Și spunem Psalmul 118, aceasta este ziua Domnului, pe care a făcut-o să ne veselim și să ne bucurăm. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. E ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Să avem credință în Dumnezeu. Un alt lucru foarte important. Îl duce Avram, îl cheamă Dumnezeu pe Avram și îi spune, auzi, ia-ți copilul și adu-l-vă muntele pe care ți-l voi arăta eu. Muntele se numea Muntele Moria. Știți cum eu am pus numele Domnului acolo la Muntele Moria? Dumnezeu poartă de grijă. Slăvit să fie Domnul. Și dacă trebuia Avram să-și omoare copilul, să știți că să-l omoare din dragoste pentru Dumnezeu. Dar totuși, Dumnezeu a poartă de grijă. Adică să înțelegem cu adevărat că Dumnezeu, fraților, ne poartă de grijă. Viața aceasta și tot ce avem noi trebuință, Dumnezeu ne poartă de grijă. Noi nu trebuie să ne îngrijorăm. Noi numai trebuie să ne îngrijim. Să ne îngrijim. Dar să ne îngrijorăm nu trebuie. Nu trebuie binecuvântat să fie Domnul. Asta Avram în Geneza 22:14 și acum vă spun o poveste mică cu care închei. Pe un vapor, odată era în mijlocul mării și la un moment dat au venit niște valuri și niște o situație extra. Fugea lumea pe vapor, în stânga, în dreapta, după punghe, nu știe că era un copilaș așa, acolo cum ar fi Matia sau Ruben. Și el se juca, nici la vaporul acolo, lumea, toată lumea fugea, un haos extraordinar. Și el se juca acolo și la un moment dat se oprea și unul și zice, băi copile, zice, ți nu-ți frică, zice, de stai așa liniște, ia să vină acolo să juca cu ceva joc. Zice, nu. Dar cum? Păi zice, băi tata, zice, la cârmă. Cum ce-mi fie frică? E tata, tata-i cârmaș la vapor. Să-l vezi și bine cum vantea să fie. Tata. Tata nostru. Tata nostru în cer. El e la cârma vieții noastre. Și dacă El îl lăsăm la cârma vieții noastre, de ce să ne îngrijorăm față? De ce să ne îngrijorăm? Oare nu poate să ne ducă la limanul ăla bun care au l-a pregătit pentru noi? Poate să ne ducă. Și El vrea să ne ducă acolo. Slăvit să fie Domnul. Resti cârmaș mai bun ca El. Indiferent ce-o face și cum o face eu, cârmaș mai bun ca El nu este, slăvit să fie Domnul. Și aș vrea ca în rugăciunea aceasta să ne rugăm ca Dumnezeu să ceea ce am citit în Filipeni, capitolul 4. Să nu ne îngrijorăm de nimic, mai fraților. De nimic. Indiferent că e de boală, indiferent că e de altă problemă, de altă situație, dar indiferent, cu orice, așa spune Scriptura, cu orice lucru cu mulțumire, să le aduceți înaintea lui Dumnezeu. Și acum ne ridicăm în picioare și o să ne rugăm ca Dumnezeu, dar înainte să nu ne mai îngrijorăm de nimic. Îl știu pe Samuel și pe Simona că o să meargă cu copilul în luna august, dacă nu am înțeles, la operație. Dumnezeu să lucreze acolo și dacă va fi voia lui Dumnezeu, poate nici nu vă se va mai trebui operat. Iar dacă va trebui operat, Dumnezeu să fie mâna lui la lucrul acolo, mâna medicilor. Binecuvântat și slăvit să fie Domnul. Noi credem lucrul ăsta. Că Dumnezeu, indiferent cum va alege Dumnezeu soluția, ori să treacă prin mâna medicilor, ori să fie o minune, dar Dumnezeu, noi credem că îl poate vindeca și îl poate face cu adevărat un copil sănătos, slăvit să fie Domnul. Nu contează cum alege Dumnezeu forma.
Cum au făcut și cu Naaman. Că trebuie să scalbi într-o apă mai murdară, mai tulbure ca la ei. La ei erau mai curați, mai limpezi. Probabil că nu era numărul pe fund, era nisip. Și unde e nisip, e mai curat apă. Nu are importanță cum alege Dumnezeu. Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui așa cum dorește El, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Și plin de credință să mergem cu orice lucru, fiecare care mai avem în viața noastră, în familia noastră. Sunt atâtea lucruri care credem noi că nu putem scăpa de diferite vicii. Nu există. Nu există. Eu, fraților, după ce m-am lăsat de fotbal, am început să fumez și mă sculam noaptea, eram foarte îngrijorat, nu eram pocăit și eram îngrijorat. Și ziceam, măi, meream noaptea la automat și îmi luam pachet de țigări. Și fumam, mă îngrijoram, ce-o fi, cum o fi, ce-o fi. Ei, am crezut că nimeni nu mă poate de vicios ăsta, deși eu n-am fost fumător cât am jucat fotbal. Păi, fraților, a făcut Dumnezeu pentru o săptămână, n-am putut să-mi iau o cană de apă după masă, ce mi-a dădea Mariana. Și nici n-am vrut să mai văd țigări în viața mea. Dar poate putea să fie orice altceva. Adică nu există că Dumnezeu nu poate. Nu există că Dumnezeu nu poate. Dumnezeu poate totul, binecuvântat să fie în numele Domnului. Iisus Hristos a zis către unul, dar tu întrebi dacă poți? Cum? Dacă pot, întrebi. Să avem credință în Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele. Cei cu neputință la oamenii, cu putință la Dumnezeu. Slăviți să fie în numele Domnului.